Toate drumurile au dus către mare în acest weekend. Peste 100.000 de turiști sunt în stațiunile de pe litoral. Multe dintre hoteluri sunt pline, iar camere libere cu greu se mai găsesc. Gradul de ocupare este de 75%. Mamaia rămâne preferata turiștilor, dar și prețurile sunt în top. Încep de la 220 de lei pe noapte pentru o cameră la un hotel de 2 stele și ajung să depășească 2000 de lei pentru un apartament privat. La polul opus, cele mai mici tarife sunt în sudul litoralului. Tinerii au ales și de această dată, la acest sfârșit de săptămână, Vama Veche și Costinești, cunoscute ca destinații ceva mai ieftine și cu multe posibilități de distracție.